Mulțumesc, domnule președinte. Declarația mea politică de astăzi se numește Chestiuni privind politica energetică europeană. Se vorbește foarte mult despre posibilitatea și acest proiect care se dorește chiar a fi realizat în cursul acestui an și încheiat și pus în aplicare cu privire la acea conductă uriașă de gaze între Rusia și Germania. Este vorba de Nord Stream 2. În proiectul Nord Stream 2 sunt implicate mai multe companii din Rusia, din Germania, din Austria, din Franța, dar și din alte țări, companii care încearcă să creeze acest proiect controversat, un proiect care pune din nou Europa în fața unor dileme, nu doar energetice, nu doar economice, ci și de natură geostrategică. Proiectul Nord Stream 2 vine pur și simplu, cum ar spune unii, ca o nouă înțelegere germano-rusească, o înțelegere care vizează o serie de aspecte, de data aceasta, economice. Este vorba despre gazul rusesc care alimentează industria germană și nu doar atât. Mai mult de atât, în virtutea acestui proiect susținut de unii dintre partenerii noștri occidentali, care de altfel sunt parte cu noi în aceeași comunitate europeană și sunt parte la aceeași politică energetică comună despre care ne place să vorbim atât de des, vine pur și simplu să instituie un fel de monopol al gazului rusesc în raport cu Europa Occidentală. Și spun acest lucru deoarece Germania, în cazul în care acest proiect Nord Stream 2 va fi realizat în varianta propusă la acest moment, va deveni un hub al gazului rusesc către întreaga Europa. De asemenea, riscul pentru instituirea acestui monopol este acela ca Rusia, în anumite momente de criză politică, să acționeze prin intermediul armei energetice, între ghilimele, punând presiune politică asupra unor țări din spațiul european, membre sau nemembre ale Uniunii Europene. În acest context, o prioritate pentru România trebuie să reprezinte diversificarea surselor energetice și diversificarea surselor de gaz. Și acest lucru trebuie gândit pentru întreaga Uniune Europeană. În cazul în care nu vom înțelege faptul că, de foarte multe ori, politica energetică determină nu doar economia, ci și politica și relațiile internaționale, vom ajunge din nou să fim plinși între două blocuri aparent în dispută și vom fi victima unor forme de șantaj economic pe care Rusia sau alte țări le pot institui. România trebuie să se opună cu toate forțele proiectului Nord Stream 2, un proiect care instituie un sistem monopolist prin care Rusia își impune la nivel european propria sa strategie în ceea ce înseamnă viziunea asupra politicii europene a gazului. Vă mulțumesc!